Plăcerea de a citi o carte piere odată cu nevoia din ce în ce mai avidă a tinerilor și chiar a copiilor de a petrece timp navigând pe internet ori pe rețelele de socializare. Ce faci tu astăzi la bibliotecă? Este vacanță? Știu, este vacanță, dar am venit de la liceu economic și sunt în practică și până la ora de intrare am venit să-mi petrec timp aici. Mă știu pe calculator și pe Facebook și ascult muzică. Doar pentru atâta lucru vii la bibliotecă? Sunt atâtea cărți în jurul tău. Da, și pentru după aceea să mă pun de citit. Ce ți-ai propus să citești? Niște de geografie, cărți de geografie. Zilnic, pragul bibliotecii județene este trecut în medie de 30 de elevi ce vin la sala de împrumut pentru a-și lua cărți ori pentru a lectura. Nici adulții nu-și neglijează plăcerea de a savura acțiunea unei cărți bune și vin zilnic la secția de împrumut. Din păcate, așa cum arată și studiile sociologice și cu datele statistice de la sfârșitul anului, observăm că interesul pentru lectură scade constant în rândul publicului. Și cu toate acestea, Biblioteca Județeană a reușit să atragă către serviciile sale cam 10% din populația orașului. Conducerea Bibliotecii Județene depune eforturi susținute pentru a atrage cât mai mulți cititori. În acest sens, au încheiat parteneriate cu aproape toate școlile și grădinițele din Giurgiu pentru a crea o punte de legătură între școală, elevi și bibliotecă. Am găsit uși deschise peste tot. Majoritatea școlilor giurgiuvene au încheiat parteneriate de colaborare cu noi pentru a derula împreună diferite acțiuni culturale, de a le oferi copiilor oportunități de lectură, oportunități de a dezbate, eu știu, o carte citită, de a-și împărtăși impresiile, și ne bucurăm tare mult că avem astfel de parteneriate încheiate chiar cu preșcolari, cu grădinițe, cu școlarii mici. Cei mai mulți dintre cei care vin la bibliotecă se interesează de literatură română, științe, cărți de cultură generală, dar și lectură de plăcere. La secțiile de împrumut, aici suntem la sala de lectură și, într-adevăr, aici vin mai puțin, dar la secțiile de împrumut, zilnic, din cifrele pe care le prezentăm la sfârșitul anului, cam 30 de elevi la secția de copii și nu mai vorbim de secția de împrumut adulți, unde vin liceenii, iarăși acolo sunt 40-45%. În acest moment, Biblioteca Județeană deține aproape 200.000 de volume. Cel mai multe dintre ele au fost achiziționate pe parcursul anilor trecuți, lipsa banilor fiind principalul element care anul trecut a împiedicat achiziționarea ultimelor apariții din domeniu. De aceea s-a apelat la sprijinul giurgiuvenilor care au răspuns prezent chemării și au făcut donații importante de carte către Biblioteca Județeană, dar și bibliotecilor din județ.